Șoferii tineri și taximetriștii sunt principalii vizați de scumpirile asigurărilor RCA și asta din cauza statisticilor care indică drept principalele persoane implicate în accidente. Astfel, asigurarea obligatorie pentru autoturismul unui șofer până în 30 de ani poate costa de până la 3 ori mai mult decât cel al unui conducător de 50 de ani. La momentul actual, spre exemplu, un șofer de 26 de ani care posedă un autoturism marca Logan, cu o capacitate cilindrică de 1,6 litri și o putere de 90 de cai, va plăti aproximativ 1.400 de lei pe RCA-ul pentru un an. Însă, în funcție de societățile de asigurare, aceasta poate crește semnificativ. Este greu de spus cu cât s-au scumpit asigurările în ultima perioadă. Este evident o ușoară creștere pe medie, să spunem, și o creștere mai accentuată pe anumite categorii de autovehicule considerate de asigurători categorii de risc maxim. Prețurile polițelor RCA diferă și în funcție de zona geografică unde este condusă mașina. Șoferii care conduc în localități aglomerate cu un risc mare de accidentare vor plăti întotdeauna mai mult pentru asigurarea obligatorie. În cazul taximetriștilor, cei mai activi în provocarea accidentelor, unii operatori de profil au refuzat să mai încheie polițe RCA.